Bine ați venit la o altă lecție despre CSS Layout. Știu că ziceam că din această lecție, începând cu această lecție, o să începem cu un layout fix, dar înainte de asta vreau să vă arăt cam cum țin eu evidența editorilor în site-ul creat de mine. Adică controlăm editarea site-ului. Bun, și am creat aici site-ul la care am lucrat noi până acum, da, care este acesta. Și să spunem că vrem să-i ținem evidența, adică să creăm arhivă, o să vă explic imediat. Și o să redenumim, da, tehnologia viitorului, de exemplu, da? Să zicem că lucram la un proiect despre site-ul Tehnologia viitorului, da? Așa. Da, și îl redenumim astfel. Da. Nu poate să îmi scrie pentru că, da, cancel. Trebuie să închid mai întâi pagina asta. Și acum va merge. Bun. Da, și aici am zis că acesta este site-ul nostru, da? Bun, ce facem acum? Ei, în primul rând, mai creăm un folder înăuntru și vom spune website în prezent, adică site-ul nostru editat în prezent cu ultimele modificări. Da? Și punem înăuntru toate astea. Hai, hai. Ah, am dat click pe ele. Am mai dat click pe ceva? Să vedem. Cut. Așa. Bun. Și până în acest moment totul merge perfect în site-ul nostru. Și ca să ținem evidența, mai creăm un folder. Deci aceste două foldere sunt folderele principale. Care se va numi website arhivă, da? Arhiva. Bun. Îl copiem pe acesta în prezent, da, cu ultima modificare făcută și care funcționează. Așa. Și îl vom redenumi website inițial, da? Inițial. Bun. Este după data modificării, așa îmi place să fie, după data modificării. Bun. Și acum îl avem în arhivă cu ultima modificare bine făcută în cod, în care se vede totul bine. Să spunem că noi am adăugat de să intru în website în prezent, da? Să spunem că noi am modificat ceva în imediat. S-a încărcat? Bun. Să spunem că noi am modificat ceva aici, am mai adăugat o secțiune, o a treia secțiune main, da? Deci astea sunt cele două, hai să-l dau cu zoom, da? Și mai adăugăm o modificare aici, mai creăm o modificare. Bun, ce facem? Luăm din nou în prezent, da? Îl copiem, îl punem în arhivă. Și îl redenumim cu modificarea făcută. Mie așa îmi place să fie, să știu ce am modificat aici. Și o să scriu, adaug un nou content main 3. Da? Și date modified.
Așa. Bun. Și am inițial și acum am și adaug un content main 3. Și astfel ținem evidența în arhiva noastră, cu arhiva noastră, da? Și nu știu cum să vă spun. Să zicem că peste câteva săptămâni, da, realizăm că este ceva greșit în acest nou cod, da, din prezent, da? Cu ultima modificare făcută, nu-i nimic. Putem să ne ducem în folderul, da, din arhiva inițial, ne ducem în ăsta, deschidem codul și îl deschidem și pe cel din website în prezent. Și putem să ne dăm seama unde am greșit comparând cele două coduri, da? Cel din website inițial și website în prezent. Da? Și haideți să mai zicem tot așa că mai adăugăm un sidebar, da? Side right. Un al treilea side right. Tot așa. Copiem în prezent. Ultima modificare, da? Punem aici. Și scriem aici adaug un nou side right 3, da? Și știu că aici am modificat și am băgat un side right 3 în cod. Și cred că ați înțeles care este faza. Ca o concluzie, la fiecare modificare a site-ului, noi o să copiem website-ul în prezent, da? Și îl inserăm în interiorul folderului website arhivă. Apoi îl redenumim cu numele modificării făcute în cod. Da? Și cam asta a fost și această lecție.